slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea vecii vecilor. Amin. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, Tatăl meu, Tău. Când nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta, vrăjmașul pribănește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Numai să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul meu cu mine și de mântul meu, adus-mi aminte de mult, cugetată la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu o seta de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, Duhul meu, întoarce fața Ta de la mine, să nu mă asemnă ce se coboară în groapă. Vă să auzi dimineață, mi-l atacă la Tine, mi-l deja. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alegi, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă pocătuiască al pământul de vieții. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește viață. Bunătatea Ta scoate de ca sufletul meu. Că bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce se năcăjește sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Și pentru ca să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, Doamne tuturor, Domnului Tău, Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitesda și care avea cinci pridvoare. În acestea zecea mulțime multe de bolnavi, orbi și chiopi uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală ar fi fost cuprins. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Cu pace Domnului să ne rugăm. Și pentru această sfântă, această troiță care se va sfinți, și pentru mântuirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt prea Sfântul Arhiepiscop Ioachim, pentru cinsta prozime și tu Hristos de aconime, pentru tot delul poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sunt nostru poporul mânt de pretutindeni,
noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata ce viitoare de Hristos, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească aceasta, puterea curcarea și bucurirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea grăsitoare a treimii, cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta dăruitoare sufletelor și trupurilor și zgonitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să istitimite ei harului zvămirii și binecuvântare Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru care au trebuit să dați dor și cunoștință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Toate o ființă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori împărăției sale, prin gustare și slăvirea, cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz, România primejdia și nevoia. Apre, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Miluiește! Preasfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dumnezeule cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care face minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care văzându-te apele s-au temut și s-au tulburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor, a cărui umbret este în mare și cărările în mare multe, și pașii tăi nu se cunosc, care prin botezul unui născut Fiului Tău celui întrupat și prin venirea prea Sfântului Duh asupra Lui închip de porumbel și prin glasul Tău cel părintesc ai sfințit curgele Iordanului, pe tine acum cu milință te rugăm și cu stăruință cerem noi nevrednicii robii tăi. Din cer trimite harul Duhului de viață Plăcătorului și sfințește apa aceasta și o arată pe ea a fi curățitoare de toată întinăciunea.
viață, harul prea sfântului tău Duh, și sfințește apa aceasta, și o arată fi prețitoare de toată întinăciunea. Din cer primite harul dădătorul de viață, și sfințește apa aceasta, și o arată fi curățitoare de toată întinăciunea. Și cu cereasca ta binecuvântare, binecuvintează, Doamne, curățește-o, îi dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care curățește toată întinăciunea și care vindecă toată neputința și alungă demonii, toate uneltirile și cursele lor. Iar cu venirea, cu lucrarea, cu harul prea Sfântului Duh, arată-o a fi tuturor robilor tăi care cu credință o vor bea, o vor lua sau se vor strupi cu ea spre iertarea păcatelor, spre depărtarea patimilor, spre alungarea a tot răul, spre înmulțirea virtuților, spre vindecarea bolilor, spre sfinția, binecuvântarea caselor și locurilor, spre alungarea tuturor duhurilor celor pierzătoare și răufăcătoare și spre dobândirea harului tău, că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate Dumnezeul nostru. Și ție slavă ți lățăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Arătăm semnul supunerii față de tine și ne predicește a ne umple de sfințenia ta prin gospodarea și prin stropirea din apa aceasta și să ne fie nouă spre sănătatea sufletelor și trupurilor noastre, că tu ești sfințirea sufletelor și trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă ți înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului Bunului de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Să luăm aminte, Doamne Dumnezeul nostru, caut acum cu milostivire spre rugăciunea noastră ale vrednicilor tăi slujitori și trimite, Doamne, harul prea Sfântului tău Duh peste undelemnul acesta și îl sfințește ca să fie, Doamne, spre sfințirea depozitului acestuia de apă, spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice, că Tu ești Cel care binecuvinte și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și ție slavă ți lățăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, de viață Făcătorului Tău Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește altarul acesta de jertfă, prin stropire cu apă sfințită, aproape, prin ungere cu lemn sfințit, numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, al Sfântului Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremure, ca niște romi nevrednici cu milință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului tău celui binecredincios, localității acesteia, împreună slujitorilor și drept măritorului tău popor creștin. Ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând de înaintea ta, îți mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai împlinit ale semplinilor cererile, așa și de acum înainte învrednicește-i, Doamne, a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, în toate faptele cele bune și adubâni ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și împlădicește, Doamne, pe toți întotdeauna a grinși și a cântație celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului bunului de viață făgătorului Duh. Pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un al preasfințitul nostru, Părinte, Episcopul Ioachim, pentru sănătate și pentru mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
și monahii, pentru cintru Hristos, frați ai noștri. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitorii, înnoitori, binefăcătorii, ajutătorii altarului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ieși ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Și moartea a binevoit a primi și a treia zi din morți a înviat Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Cu iubirea de oameni toate le chiveniți, iubirea trebuie de folos tuturor dăruire. Bună zi, Doamne, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, că-ți pe tine nădejde. Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zici în limba te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna și iertarea păcatelor, sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, prea fericiților ctitori jertfelnicului acestuia, eroilor neamului nostru românesc, de luptă în lagări și în închisorii, unicării noastre cadeam ale tuturor celor care s-au servit pentru dreapta credință, pentru ca să-i se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește!
Sfinții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cer. Domnului să ne rugăm. Și pe diavole surpav și-ai dăruit viață lumitare. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților, robilor Tăi adormiți, prea fericiți ctitori altarului acestuia. Miloilor neamului nostru românesc în spătate fronturile de luptă, favoritelor unității noastre care am fiecare după numele lor. Așa zi, Doamne, în loc luminat, în loc cu verdanță, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și susfinarea. Și orice ți-au greșit ca oameni într-o această viață cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, Dumnezeule, iartă-lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este unul care să viețuiască, să greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul Domnului. Să ne rugăm! Și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului, Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică, odihnevă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi pomeniți, eroi neamului nostru românesc, favoritori ai unității noastre care am făcut neamul lor cel adormit. Și le fără, Doamne, veșnică pomenire. Și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rugii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea Ta o lăudăm și o preamărim. Distinse oficialități centrale și locale, mult stimate domnule primar, aleasă și binecuvântată comunitate, suntem astăzi într-o zi a binecuvântării și aș îndrăzni să mărturisesc aici că binecuvântată a fost ziua aceea al înălțării Sfintei și Dumnezeieștii Cruci din timpul Patriarhului Macarie, dar la rugămintea sfântă a împărătesei Elena și când ziua de 14 septembrie anului 335
devine pentru noi toți nu doar simbol al identității noastre de creștini, ci și ziua, dragii mei, a răstignirii și a învierii. Cine dintre noi creștini nu cunoaște Sfânta și Dumnezeiasca Cruce? Cine dintre noi nu o preamărește? Sau atunci când se roagă, nu o cinstește pe ea și împreună cu ea, pe însuși Dumnezeu, ce a iubit pe ea, făcând din trânsa altarul de jertfă, dar și simbolul iubirii sale a lui Dumnezeu față de noi cei ce sunt, cum suntem cu luna creației sale. De aceea, dragii noștri, iată-le, cu binecuvântarea și încredințarea părintelui nostru, arhiepiscop Iachim, care doar din rațiuni binecuvântate dânsul aici am putut fi împreună cu dumneavoastră, lăsând deoparte totul și date, să le aduci binecuvântarea celor care au așezat aici, pe deal, lumină de înviere, lumină de bucurie și binecuvântare neamului românesc, pomenind aici pe cei ce au zidit ca un jertfelnic sfânt de crucea aceasta, dar și într-o amintire și pomenirea tuturor celor care, eroi fiind, au dat tributul de sânge pentru neamul românesc. Cunoscut fiind pe neamul acesta al românilor, neam de voievoți și ctitori de locașuri sfinte, răstignite mai multe ori în istoria sa, prin luptă curată, jertfă de sânge, iubiții noștri, a găsit și darul libertății și frumusețea învierii sale. Nu cunosc prea mult cele care s-au umplit aici, dar de multe ori venind trecători chiar, sau în inspecțiile noastre administrative bisericești, pentru părinții sau către părinții ce putin și pretendim sfințesc viața lor în comunitățile aici, de aici, am văzut cum se naște ceva pe pământ frumos aici la Pirești. Și pentru că lunga aceasta frumoasă care duce dinspre Bacău, către Horgești, către Ungureni și cine știe până unde atunci când noaptea în întunericul ei ea devine lumină și înviere pentru cei care călătoresc sau pentru cei care sunt așezați efemer pe aceste veaguri, ne bucurăm și noi de lumina învierii lui Hristos, care luminează de aici și până în veac, domnule primar, pentru că prin lucrul mâinilor dumneavoastră și a celor care au împreună lucrat, au împreună ridicat semnul iubirii lui Dumnezeu pe pământ aici la noi, ca un luceafăr să așterne și ca unul dintre solii cerului luminează ziua și noaptea chipul învierii lui Hristos. De aceea numele Părintele nostru Arhiepiscop, al părinților care aici împreună slujesc și au slujit la această turnosie acestui jertfelnic l-am numit eu și al pastei de apă de aici de pe deal, pe care rostul mâinilor dumneavoastră l-a făcut pentru binele comunității acesteia. Prin noi, Părintele Arhiepiscop, vă îmbrățișează și prin dumneavoastră toată comunitatea pe care dumneavoastră o diriguiți, făcând în așa fel încât bucuria Sfintei zilei de astăzi să fie ca aceea a fericirea Elena care a plâns la cruce, a înălțat-o prin mâinile părintești ale Patriarhului Macarie și care astăzi semnul iubirii lui Dumnezeu se dăruiește și din mâinile dumneavoastră întregii comunități. Așadar, cu această binecuvântare și eu, aducând bucuria Părintelui nostru Arhiepiscop dumneavoastră întregii oști, rugăm pe milostivul Dumnezeu să înzilească taina zilor vieții dumneavoastră, să ocrotească familiile cele binecredincioase și să se sfințească lucrul mâinilor dumneavoastră și ale tuturor celor ce pe toți îi păstoriți aici în veci de veci. Amin. Pentru mulți și binecuvântați anii tuturor. Salutăm prezența preacucernicului părintei Protopop Busuioc Costică, a soborului de preoți, a domnului deputat Floroi Ionel, domnului subprefect Paul Cotărleț, vicepreședinte Consiliului Județean Bacău Silviu Pravăț, domnului director de dezvoltare investiții al aeroportului George Enescu Dorian Pocovnicu,
domnul general de flotă aeriană Vasile Florea, domnul director Eugen Ungureanu de la Exclusiv TV. Vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi alături la inaugurarea și sfințirea obiectivului monument creștin din satul Bibrești, azi zi mare de sărbătoare creștină, înălțarea Sfintei Cruci, cunoscută popular Ziua Crucii. Acest moment este înălțat în memoria celor care au luptat pentru libertate, pentru întregirea neamului nostru. Este o construcție deosebită pentru ca sensibilizează interiorul omului, sufletul său este un simbol al credinței, al înălțării și al luminii. Obiectivul are o suprafață construită de 28 de metri, o anvergură de 11,53 metri, o înălțime de 24,15 metri. Crucea metalică este așezată pe un soclu din beton armat, dimensiunile ei fiind impresionante. Obiectivul a primit aviz favorabil inclusiv de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Tot la această zi inaugurăm una din cele mai importante investiții pentru membrii comunității locale și anume sistemul de alimentare cu apă care deservește aproximativ 1000 de locuitori. Este asigurată alimentarea cu apă potabilă pentru nevoi gospodărești, pentru nevoi publice, rezerva de apă pentru combaterea incendiilor și posibilitatea asigurării intervenții directe în caz la incendiu. Sistemul din Bibirești are o lungime totală de conductă de aducțiune de 8,5 km, cu sforat la o lungime de 20 de metri și rezervorul care are o capacitate de 200 de metri cubi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea pentru a participa la inaugurarea acestor două obiective de interes local și vă mai așteptăm cu mult drag în comuna noastră. Are cuvântul domnul general în rezervă, Flora Vasile, președinte Asociației Veteranilor de Război. Preacucernici părinți, dragi reprezentanți ai autorităților locale, dragi cetățeni ai comunei Ungureni. Special de flotila aeriană rezervă Flora Vasile și reprezintă Asociația Cadrului Militar în Rezervă și Retragere. Încă nu sunt chiar veteran, cred că sunt ceva mai tânăr decât veteran. Am dorit să fac această mică corectură. Dați-mi voie să continui puțin pe Părintele Busuioc, care a vorbit foarte frumos despre cruce și semnificația crucii și ca să fac trecerea spre eroii neamului despre care doresc să punctez câteva lucruri, am să încep cu ceea ce înseamnă componenta spirituală a crucii. Se spune că Dumnezeu din când în când face câte un dar mare popoarelor. Nouă ne-a dăruit Dumnezeu pe marele nostru Eminescu. La anul 1873, Eminescu scria poezia Doina. Această poezie, în timp, a fost contestată, a fost apreciată, s-a considerat că e o poezie patriotică, alții mai târziu au interzis-o. În aceste frământări, ea a creat o adevărată stare de spirit. Dar ce spune Eminescu în una din poeziile lui reprezentative, numită Doina? El zice așa: de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul mi s-a. A trasat deci Eminescu o axă de la est la vest. Și zice el mai încolo, într-o altă strofă: de la turnul Dorohoi vin dușmanii în buhoi și se așează pe la noi. În felul ăsta a trasat o a doua axă, de la sud la nord. Cele două axe, est, vest și sud-nord, formează o cruce. Și nu întâmplător Eminescu a creat pe plan spiritual în poezia 2 în această cruce. Această cruce, prin semnificație ei, credem noi că ne-a ajutat în 1918, deci mult mai târziu decât a fost ea scrisă, să se realizeze unitatea acestui neam. Dumnezeu ne-a ajutat prin crucea lui Eminescu, care era suprapusă exact peste area de cuprindere a neamului românesc, ca să realizăm Marea Unire de la 1918. Mă bucur și felicit pe domnul primar pentru acest măreț monument. Acest monument, peste 50 de ani, va fi o altă rădăcină a istoriei noastre.
Întotdeauna trebuie să facem apel la rădăcini, că dacă nu facem apel la rădăcini, nu mai existăm ca neam, nu mai știm că suntem moldoveni, munteni, români. O să zică cineva că suntem cetățeni din zona de nord-est, ce-o fi aia, nu mai știu. Dar acest monument va tăinui și va rămâne. Este o realizare extraordinar de frumoasă. Și ca să revin la Eminescu, și el făcea apel la rădăcini, cum o să facă și urmașii dumneavoastră din comună la această rădăcină. Eminescu zicea așa, Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schidului. De-i sunat din corn odată, hai să duci Moldova toată, de-i sunat și două oară, toți dușmanii ori se peară din hotară în hotară. Am văzut aici pe frontispiciu că aveți trecuții roii din comuna dumneavoastră din primul război mondial și de al doilea război mondial. Este mare lucru să ne cinstim roii. Ei sunt rădăcinile neamului românesc. Măria sau ostașul român întotdeauna a fost cel care a finalizat orice acțiune politică, orice acțiune de masă, prin faptul că a mers, a cucerit și a pus piciorul unde trebuia să-l pună pentru ca să se realizeze unirea. Mă refer în mod deosebit la unire, deoarece suntem în centenarul Marii Unirii. Și pentru că suntem în anul 2019, am să mă refer la câteva acțiuni militare de acum 100 de ani. Pentru că s-au împlinit chiar anul acesta 100 de ani. Pe 4 august 1919, generalul Mărtărescu, comandul unui corp expedițional român, intra în Budapesta. Drumul lui spre Budapesta a trecut de la Tisa, forțând Tisa, și pentru că toate podurile de pe Tisa au fost aruncate în aer de către unguri, ostașii români cu greu au reușit să improvizeze trece și să forțeze acest corp de apă. Cine credeți că era în mijlocul ostașilor și în bărbata? Era regele Ferdinand, era regina Maria, era Brădeanu, primul ministru al țării și era șeful romanului cartier general. Ferească Dumnezeu să se întâmplă și astăzi lucruri grele cu poporul nostru. Să sperăm că și mai marii noștri vor gândi românește și vor lua exemplu și vor face apel. A urmat apoi ocuparea Budapestei. Și am să vă dau un exemplu pe care noi trebuie să-l urmăm de demnitate românească. Dealul Mărtărescu a fost întâmpinat de reprezentanții marilor puteri. Erau acolo Statele Unite, Anglia, Franța, Italia și Germania. Și s-a cerut să nu intre în Budapesta. Deși expediția lui a fost, dacă vreți, o pulă de aer pentru liniștea Europei, deoarece, așa cum Ștefan cel Mare a apărat invazia Europei de musulmani, așa și dealul Mărtărescu și armata română au apărat invazia Europei de sovietele lui Lenin și sovietele lui Bela Kun, care erau la față de intrat toată Europa. Și mulți ne-au recunoscut acest merit pe care armata română l-a avut, de pentru care s-a și consfințit în final formarea României Mari la pace de la Paris. Și se revin, dealul Mărtărescu le-a spus așa, voi sunteți reprezentanții unor mari puteri. Stați aici într-un hotel și aveți niște hărți și niște telefoane. Iar eu am în spatele meu 84.000 de baionete. Vă rog să mergeți să vorbiți cu șefii mei și dacă șefii mei îmi vor da ordine, nu vor intra. Dar deocamdată eu am ordine să intru să ocup Budapesta. Și tot atunci s-a mai produs acel episod care a rămas în istorie cu acel sergent Boltean care a urcat în locul steagului de pe Parlamentul de Budapesta opind ca soldatul român. Și a spus a doua zi cealului Mărtărescu, domnule general, știți de ce am făcut acest gest? Pentru că eu am 3 răni, una la Mărești, una la Cireșoaia și una la Mărășești. Și opinca este ruptă pentru că am venit pe jos de la București până la Budapesta. Iată deci exemple de demnitate și de patriotism manifestate de la cel mai de jos soldat până la general vis-a-vis de ceea ce înseamnă demnitatea poporului român. Mă îndrept către preoții din această comună și îndemn ca spiritul crucii de aici să nu rămână pe acest deal, să pătrundă în inima credincioșilor din comună.
Eu nu am fost mare conducător de ce, am fost profesor universitar în învățământul militar. De aceea mă îndrept către conștiința colegilor mei profesori și îndemn ca sufletul, ca spiritul crucii să ajungă în sufletul elevilor. Dacă vom face așa, vom face educație și atunci, cu adevărat, ne vom folosi de ceea ce noi am făcut aici, în Comuna Ungureni. Închei prin a vă felicita încă o dată pentru ceea ce ați făcut, să dea Dumnezeu să fie mai bine, să dea Dumnezeu să avem un președinte care să gândească românește începând de anul acesta, care să nu mai permită tăierea pădurilor din România, care să nu mai permită vânzarea caselor de mare neagră cu 4%, să ia exemplul Norvegiei care ia 49%, care să nu permită exploatarea aurului și mai ales care să oprească plecarea bravilor noștri români și a tinerilor inteligenți și frumos în străinătate. Vă mulțumesc pentru atenție! Avem în continuare un mic program artistic cu preșcolare de la grădinița Bibireș numărul 2, după care va avea loc depunerea de corane la monumentul eroilor și acordarea diplomelor de recunoștință la veteranii de război. Vreau să fac o simplă modificare. Eu sunt doamna educatoare, dar am pregătit un program artistic cu elevii de la 5-8. Noi am pregătit 3 melodii. Acum și o poezie pe neșurca. Nu știu dacă putem să le cântăm pe toate. Mi s-a spus un singur câte. Cer permisiunea domnului general, dar putem 3. Una, altă. Domnul general, Batalioane române, carpații la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbâna, vă așteaptă și frații cu inima rătecător. Vă așteaptă izbâna, vă așteaptă și frații cu inima rătecător. Ardealul, ardealul, ardealul ne cheamă, nădejdea e numai de noi. Părinții și frații și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, cu sabia în mână, hotarule trebuie să zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie ardealul lovit, să ne îngropăm de de glasuit și cu sergentul 10 și nu era zău nimănui piept inimă rege. Voioși ca șoi muncelușor ce zboară de pe munte, aveam chiar pene pe picior și aveam și pene în frunte. Toți trovani, toți căciunari, români de viță veche, purtând copii sumarizați și cușma pe ureche, ne dădesc în nume de curcani, un hâtru bundec nume, ne-am schimbat nedrăvalcat, fără clare nume. Când de acasă pe la plus, plecat la masă vară, ca să scăpăm de joc. Și ne spuse în mare său, sergentul mă trăgună, și noi ne-am dus cu Dumnezeu, ne-am dus cu voie bună. Oricine în cale ne-ntâlnea, cântând în gura mare, stătea pe loc și ademenea. Or...
să veniți cu zile, ziceau atunci bătrâni femei și preoți și copile. Dar cel sergent fără de musteți răgnea să le aveți teamă, românul are 7 vieți în pieptul de aramă. Mulțumim, doamne educatoare! În continuare, domnul primar, va da diplome pentru veteranii de război în viață. Dragii noștri, astăzi, la data când ne-am întâlnit la acest mare eveniment, vă prezint eroii veteranii de război și corturile veterani de război din toată Comuna Ungurei. Domnul Dragomir G. Dumitru este veteranul de război, vină mai aproape de Dumitru. Nu pic mai coace. Știurea lui Dumitru, cum zice noi, domnul Căchel, este născut în anul 1923, la aprilie. Așa e, domnul Dumitru? Este diplomă de recunoștință, de să vă citesc textul pe toți. Deci, veteran de război, prin aducerea lui Pio Sumaciu și recunoștință pentru renunțarea, dăruirii și curajul cu care a contribuit pentru eliberarea pământului strămoșesc și prosperitatea neamului. Felicitări, domnul Dumitru, cum este de vedere, mulțumim de participare și rămâi în vreme că mai avem o surpriză. Doamna Domnului Spanele este vătul cu veteran de război, care sunt din Comuna Ungurei, nu sunt din sat de aici. Doamna Floarea Mandița, vătul de veteran de război, diplomă de recunoștință, spune eu. Este veteran de război, este din satul Frătare, am înțeles că este la un senator, este bolnav. Micu de Valeria, diplomă de recunoștință. Pleșuvu Maria, Foamete Olimpia, Draga Ioana, deci vădul veteran de război, Cojocanu Alexandrina și Budaca Obliga. Astea sunt veteranii și cu bădurile de veterani de noi din Comuna Ungurei. Deci, evacuația a rămas cam puțin. Deci, la următorul moment. Vă mulțumim, domnul primar, în continuare, doamna de la urmă, expunerea de coroane, de către unitatea administrativă teritorială, Consiliul Județean, Prefectura Macău. Bună, că ne-am prezentat acolo. Și protocopiatul. Protocopiat. Deci, deci, acum din coroană de departe, am propriu Consiliul Județean Bacău. Asta e ordine, bine. Așa, deci, pe domnul vicepreședinte, muzica mai tare. Din partea Arhiepiscopiei Roma Bacăului.
Mulțumim din suflet pentru participare la acest frumos eveniment, care uitați și Dumnezeu a cerut cu noi, de nu a fost un timp prielnic pentru acest mod de activitate. Încă o dată vă mulțumesc din suflet și pe să vă repeți receptivitatea la Domnul Cultural Ungureni, iar ceilalți care sunteți din Binești și invitați, rămâneți un pic mai în zona de ieșire a porții de la acest...